pobiegul lui sârbu. Unii soțul. Nu a plecat la baie. Precis. Sigur, sigur. Sunt ofițeri de escortă. Dar pe eu văd că este ei ofițeri de escortă. Escortă, dar da. Dacă vreți, puteți să... Până acolo să escortați înapoi, la baie, înapoi. Vreți? Dar cum dar? Dar cum dar? Doamna Maria, hai că deja, sincer, nu aici stați, dar mă Iisus. Ei, dar și mie vorbă, dar voi ne-ați stat știi unde? Că aici ați dus țara asta de râp. Hai, vorbește să zboare sistemul în aer. Colega, să fac și eu așa. Da. Nu vrei să duci cu Serioja la cinea? Dar nu ne-mi blas de urmă și lăsați-mă frumos. Dar îți plăceau banii când ți-a dus și acasă? Da, da, doamne, da, da, vă zic, da. Provin dintr-o familie într-atât de înstărită în care poți. Oi, doamne, lasă-mă după anii 90, nu-mi spune nici povești. Anii 90 am fost toți egalați. Mi-am trezut în 91 fără nici un leu de una. Nu-mi spune nici te provii dintr-o familie care e înstărită. De unde s-a înstărit? În 91 tot au rămas fără bani. E, dar cum din nu? E, cum din nu? Nu, 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 nu. Lasă-l. Tu du-te că acasă îți plâng găinile și copchii. Plâng găinile mele. Uite câtă naglă stare întrânsă. Plâng găinile mele. Atâle găini nu plâng. Nu, că vine rândul șlumoșneagă. Vine rândul șlumoșneagă, sărătă ție, avocat. Vine rândul șlumoșneagă, răspund. Da, da. Da, moșneagă. Răspund. Ai stat foarte bine atunci, pe timpul lui Serioja, când era deputat. Ai stat foarte bine. Eu am publicat Gheorghe Petica muia, că ne scrie ca deputat și se întâmplă. Dar ei stăteau foarte bine atunci. Serioșică, ăsta la Picicoc stăte. Serioșică deputat era, ăsta muia avocat, moșneagă. Dar el a întrebat de multe ori, și unii măgarul, și unii calul, și unii motoblocul, și unde-i plitcă. Îi stau eu ei în gât. Voi ne-ați stat în gât și ne-ați dus de râpă. Trebuie să copiii mei să părăsească țara, să plece din țară, că aici nu-i tip de trăit. Da, și-o șotească să... De-a mai venit timpul. Oameni buni, tăvăliți prin penitenciar, de-am deputat numai de bine. Credeți-mă ce vă spun eu. De-am deputat numai de bine. Gata. Până aici. Se vede de la o poștă, se vede. Și bă, să cuțiți nevinovat, da, Serioja Sârbă? Deloc. Da, chiar, și nu mai trage atenția, deloc nu mai trage atenția. Nevinovat. Ia uite ce scrie Gheorghe Petic ce a publicat. Tot ce ai discutat cu dânsul. Cu păreri de rău, șeți acolo și tași. În țara lui Culioc tăți ați șadă, tăieți, și Culioc ați șadă, tăieți ați șadă. Eu Voronin îl aștept, dacă îl închid pe Voronin, eu lepăd telefonul și mă gata, ridic mâinile în sus și mă duc și încă de treabă. Dar până nu îl închid pe Voronin, nu mă lăs. Cu sume de milioane, cu casă de milioane, cu...
Vor să zboare sistemul în aer și nu vor. Vor o leac și iar nu vor să retragă. Spun bombă și nu mai spun. Las că o să șadă, câte o leac ori șadă toți. Câte o leac ori șadă toți. Distribuiți-i să-i vadă toată lumea. Vedeta zilei astăzi. Familia sârbu. Da, păi ei nu vin la curtea de apel, dar ei vin la podium. Nu, mă mai duc acasă, nu, mai am timp. Eu dacă îl văd pe Voronin, vă promit că eu închid telefonul și mă duc. Dacă îl văd pe Voronin, închis. La piesă, văd că se duce și șade cu Serioja Potrițului acolo. Lor le-a dat voie, de ce nu le-a dat voie? Le-a dat și cameră și hotel, tot le-a dat acolo. Asta la un om simplu, cum îi spune Vinețchi, vă n-aveți idei și-a făcut și informații la mine de Vinețchi. Se duce la dânsul, la procuror și să ceri soția să ducă la penitenciar. Doamne ferește și eu făcut Vinițchi. Nu aveți idei. Aici și ascultau că lumea spune. Dar el, moșneagă-i bun, Tatiana, moșneagă-i bun. Moșneagă-i luat-o și pe Bairam. Și-a lăsat familia și-a luat-o pe Bairam. Bairam avocat, el procuror și până la urmă sunt concubin. Și mergeau pe același dosar, ăsta e foarte grav asta. Aniu, CNI-ul cum era? Ei, zdohnește, Voronin îl ține pe pastele și-a să-l ții. Eu nu înțeleg de ce ăștia n-au închid până mă pe Dodon. Nu-i comandă, oameni buni. Dodon, Voronin, Zână, Carabina. Aștept. Aștept. Asta e partea a doua, pentru că acolo i-am citit discursul dintre Serioja Sârbu și Gheorghe Petic. Când îi scrie, spune că da, îți fac multe gafi și el știe. Trebuie să răspunză mult. Lumea șede prin penitenciar tăvălită, dar aici încă-i duci și ghinii la ce ne au. Pe dânsul cateist ar să-l ducă. Sladcă-i parăcică, Twix. Nu, văd că Deacovă șută nică nu se face nici cu Deacov, nici cu... Da, este mușneagă, cu mătrul Renato Usatăi, cu Natalia Bairam. E avocată, el procuror, trăsneu, lumea de rupeu. Și unde se duc? Unde se duc ea? În cui? În cabinetul și... Pot și să șepte, pot să fie din trei. <trii. laughs>
E de crâmtate pe coridor și miros de parfum, doamne, ești urmă, o înțelegem, zic, și cu mirosul ăsta de parfum așa de tare puternic. Da, asta e soția lui, motobloc. Păi și e paradic, motobloc, cu calul pe noi. Mășneagă nu e, nu-i și mie, mășneagă, e concubină, e Natalia Bairam, e și ei avocat aici pe pază, dar nu știu, nu-i nu venit. Nu, 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 nu. Deci, eu ta plăcere primesc. Eu, mama ta, dai cu salariu și ies, mă, să și fiu. Eu pe degeaba o fac. Te, omule, dar să-și nici parare, mor de foame, n-am ce mânca. Hai și, uite, n-am ce plătii impozite. Dai nici unii vreo 1000 de euro pe lună și trebuie să mă fac la neta de asta. Dar de unde să-ți eu dau 1000 de euro? Ce-ți dă neta bancă stai bici, deja? Ce mânești neta? Cât copii ai? Dar eu am 3 și nu puteți mă susțin. Da. Și doresc. Dar copiii ies pe țin. Dar cu cine te avocați pe țin copiii pe mata? Dar cine eu crescut pe copiii mei? Mata ești brav. Apoi? Ești mănică bună. Apoi? Dar spune-te, pentru și mata ați mă despies timpul. Pentru și despies timpul. Am uia. Câte dragoste, da, părinite la tăta stia. Pui mâna de furc și începe a bate, dar cum am da, cum dar, si, da. Nu mă cuvai să n-ai să faci nimic. Nu, 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 e bun așa, e bun. Lasă-i vadă lumea. Care o frat? Nu s-a lăsat să-mi ta, așa nu, 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 așa și nu mai vine, da? Eu, da, văd că... Nu, am câștigat, eu câștigat a mie vreo două. Aici, da? Două, la aici. Serios? Chistici, da. Am o atâta câștigat. Deci, nu vor să lucrez nici pe parole. Nu vor. Să vedem că a fost mai ușor. Dar cine este? Nu, cine moșneagă să lucreze? El am avocat, pe el a fost procuror, moșneagă. Cel mai bun variant. Judecători, procurori și mență sunt și prinese în avocători. Corect, corect. Băi, nu sunt oameni, da. Corect, corect. Gata, psihologic să apre pe cineva. Da, da, corect. El a venit la reșalov, că și gata. Eu am fost procuror, gata, eu văd omul deodată ca vinovat. Da, corect. Da. Da, și se duc la reșalov, că... Da. Da. La jumătate. Așa e, așa e, așa e. Și eu puțin jumătate, sunt așa procuror. Da, dar pe tot da, tot contra asta, da. Deci e un este un test psihologic. Da, corect, corect. Da, ce ai făcut cu oamenii? Și a venit un avocat, da. Să iei ultima casă, ultima masă și să dai, da, așa? Fac niște scheme, eu am o schemă, 800 de mii de lei. Moșneagă, țapă, mort la bat, mort la pable, 800 de mii, că am 7 luni, pot prin cadastru cumpărat, procuratura da, cumpărat. Da, în cadastru vă fie jeli. În cadastru e jeli. Da, nu știu. Da, cum e rămâne da, cum? Apoi eu te mânț la... De unde la cadastru și în cășa de tablița lui Ghilaș. El nu uita în cășa de tablița lui Ghilaș, înțelegi? Și acolo strigat în gura mare, apucați-vă de lucru! Da? Eu știu. Hai de băi, de asemenea, da. Da. Da, I-am să aud că sunt cui, da, vse. Aici? Nu, absolut, l-a dus 30 zile la cine al duce. Pe Sirioja Sârbu. Dar pe el aici e, eu pe dânsul arăt.
tatăl și cu tine. Ai să... Da, Serioza Sârbu. Da, eu tot așa l-am cunoscut, pe mine s-am cunoscut-o. Serioza Sârbu, da. Da. Da, da, juristul de comunist, da. Aici stai. De dat 30 zile la cinea. Gata, e definitivă. Da. Nu mă să-l ducă. Sentința o aștept. Dar te-aș arăt la toată lumea. Nu, trebuie să-l ducă. Eu să-l văd dus. A? Dar păi definitiv, dacă îl prind acasă, Doamne ferește, eu să-l pândesc. Dacă îl prind acasă, e jele mare. Sau sfugă. Da, nu îl lăs, Doamne ferește. Corect, sănătate. Asta e cel mai principal. Dar eu am sănătate în ajunge. Oameni bune, că asta-i. Nu știu unde să-l ascundă, vedeți? Înainte erau poliție. Te izgheu, te făceau. Da, bă, ce-a făcut? O încuiet ușa, vă arăt mai departe. Vedeți? O încuiet ușa. Au, cheie pe din afară a rămas. Și pe dinăuntru și pe din afară au cheie. La patru. La patru acolo este ședință. Să-i descui. Nu, oameni buni, asta este distribuiții ca este, fac furori pe internet. Noi, poporul simplu, asta e televiziunea noastră. Noi mai mult nu putem. Înțelegeți? Asta este. Luați și distribuiți-i, să-i vadă o lume întreagă, să-i pozorâm și să-i arătăm așa, câte unul, câte unul, cu dești tu. Tot ce s-a distrus e poporul, s-a făcut din ședințele este. Țârcuri. Chelii, uitați-vă ușa, s-a tras, dar sunt cu iatușa, uitați-vă. Luați cheile, băieți, au rămas cheile, ușă. Eu nu vă las așa de ușor. Luați și distribuiți și... E bun așa, două filmări bune. Susținere în continuare, distribuiți-i și scrieți-i mesajul.